Bună ziua! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Mi-ar fi fost foarte cumva incomod să zic că vă mulțumesc de ce ați acceptat pentru că suntem în locul în a doua casă, practic, a dumneavoastră și vă mulțumim tare mult că ați venit în întâmpinare și avem ocazia să trăim nu doar conversațional patrimoniu, dar și practic în realitate, pentru că ne aflăm în cel mai patrimonial, cred că, <laughs> spațiu din Republica Moldova. Și bine v-am găsit! Bună ziua! Mă bucur că sunteți în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cel mai vechi muzeu din Republica Moldova. Am acceptat cu drag oferta voastră de a găzdui această, această emisiune. Viziunea dumneavoastră și părerea dumneavoastră despre ce înseamnă patrimoniu cultural, pentru că sunteți, dacă sunteți la fundamentul și uh, suntem în incinta cele mai vechi, cumva, element din patrimoniu care conservează și păstrează. Cred că ar fi important să înțelegem și care este părerea despre Este patrimoniu. o întrebare bună, desigur, cei care doresc să cunoască noțiunea patrimoniului cultural pot să o facă accesând literatura de specialitate. După mine, patrimoniul cultural este totalitatea elementelor care ne definesc lucruri pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri, atât valorile materiale cât și imateriale, deci, de fapt, patrimoniul este, este istoria noastră și tot ce am moștenit noi. Sunt lucruri foarte simple. Unii încearcă să scrie noțiuni foarte complexe, foarte interesante, uneori nu le înțelegi chiar. Dar patrimoniul este tot ce ne înconjoară, tot ce mergând pe cer stradă, văzând un imobil care din păcate nici nu mai este, sunt multe imobile uh, nesalvate, deci tot ce ne înconjoară pe noi, acea poveste frumoasă, acea colindă pe care am auzit-o când eram copii în sat, este și ea un element important al patrimoniului nostru. Adică noi când vorbim despre patrimoniu cultural, vorbim despre un trecut ceva care cumva a rămas ca fundament și ceea ce se întâmplă acum este o, o imitație sau totuși o reinventare, nu, nu este o reinventare, deci misiunea noastră este de a conserva ceea ce am moștenit uh -huh. noi, așa în forma arhaică, forma autentică și de a le promova. Deci când vorbesc de conservare, în primul rând vorbesc de acțiuni foarte bine gândite de salvgardare cercetări științifice, restauratori, cred că tot Completări de, deci, de colecții. Misiunea noastră este de a nu denigra din ceea ce am moștenit noi, de a promova autenticul. Asta este misiunea muzeilor, arhivilor, altor instituții de cultură, a meșterilor popular care sunt astăzi foarte mulți și, din păcate, nu toți promovează lucrurile autentice. Deci, iată, dacă vorbim de muzeul nostru, este un centru care ar trebui cumva să reglementeze aceste uh -huh. acțiuni, ceea ce încercăm noi și să facem prin toate acțiunile noastre, prin toate activitățile noastre, prin cercetările pe care le facem, prin acele lucrări științifice, conferințe pe care le avem și încercăm să transmitem publicului acele valori autentice pe care le am și încercăm să trăsăm hotarul între arhaic și autentic și ceea ce nu este ok, nu este bine Dar credeți procentual așa în realitățile noastre se întâmplă mai mult denigrare sau totuși noi încercăm un pic să revenim la Este bună întrebare din ceea ce am observat eu în ultimii ani deci totuși pas cu pas societatea noastră revine la firesc uh -huh. să-i spunem așa Revine la normalitate, când oamenii încerc, încerc, încep să aprecieze lucrurile valoroase, autentice, încearcă să facă diferența între ceea ce este autentic bun și ceea ce este modernizat, schimbat, modificat din anumite motive. Și observăm că în ultimii ani deci, societatea noastră conștientizează, deci începe a cunoaște și noi observăm acest interes prin acele acțiuni sau acea dorință a multora de a cunoaște patrimoniul. Deci, pe lângă muzeu sau muzeul este în parteneriat cu unele societăți, comunități, deci promovează lucrurile autentice, acele așezători care se organizează săptămânal, lunar la, la muzeu, împreună cu colegii de la șezătorile Basarabiei și alte comunități, și noi încercăm, inclusiv prin punerea la dispoziția patrimoniului nostru, deci încercăm să-i ajutăm să promoveze lucrurile autentice. Se întâmplă acest lucru și este, este un lucru foarte preciat. Consider că cea mai importantă misiune a unui muzeu, a unui arhive, deci este, în primul rând, de a salva. A documenta asta. sau a salva cum? cum Principala noastră misiune este de salva. Uh -huh. a salva. Numai după ce salvezi poți să valorifici. Dar în momentul când nu nu reușești să salvezi o colecție, o piesă un document, deci ulterior nu mai poți valorifica. De deci eu consider că, în primul rând, muzeele noastre, arhivele noastre și alte instituții trebuie să creeze condiții foarte bune de păstrare a patrimoniului, de gestionarea lui. Când vorbesc, un element important al gestionării este crearea unui sistem de evidență a patrimoniului. Deci nu putem depozita într-un spațiu fără a avea o o evidență, fără a avea un indiciu topografic, să știm unde sunt piesele cum plasate. Deci asta este misiunea unei instituții. Desigur, o, o un element important, o componentă importantă este cercetarea științifică, promovarea uh, patrimoniului prin diverse forme, expoziții, lucrări științifice, conferințe, ateliere pentru copii, care acum devin din ce în ce mai în vogă. Asta este un element de promovare. Toate aceste acțiuni muzeul nostru le, le implementează, dar consider că cea mai mare problemă noastră acum la moment este gestionarea patrimoniului, conservarea lui, crearea condițiilor pentru păstare și desigur restaurarea dumneavoastră aveți în gestiune oameni care restaurează la muzeu anumite obiecte, cât de pregătiți sunt ei. Există o facultate pentru asta, pentru că fusesem și am făcut un reportaj la Biblioteca Națională și am văzut cum se restaurează cărțile și erau doar doi oameni, dintre care o doamnă mai în vârstă și îmi spunea că interesul tinerilor de a lucra în domeniu este foarte slab, practic nul și că își face foarte mari griji pentru cărțile care vor Perfect. rămâne așa la muzeu poate un alt exemplu mai... Nu, este o situație specifică pentru toate instituțiile din domeniu. Uh -huh. Chiar recent vorbeam cu colegii mei din cadrul Comisiei Naționale a Muzeilor și am discutat acest subiect despre lipsa restauratorilor în toate muzeele. Da, noi avem în colectivul nostru, în angajați în funcție de restauratori, unii din ei sunt acreditați ca experți în domeniu, deoarece legislația prevede că orice restaurator trebuie să fie acreditat. La Ministerul Culturii. Da, de către comisia noastră. Numai după acreditarea, deci el poate să lucreze cu piesele de patrimoniu, propriu zis. Este o problemă. Din păcate, nicio instituție de învățământ din țară nu are în în lista specialităților semenea funcții. Majoritatea persoanelor care lucrează în domeniu sunt autodidacți hmm. și sunt persoane care le place ceea ce fac. Și cum ați spus, tineretul astăzi, din păcate, nu vine la... Și nu vine din cauza că nu iubesc această meserie, din cauza condițiilor de salarizare, în primul rând. Deci un tânăr specialist nu va lucra cu 5-6 mii de lei pe lună. Am întâlnit tineri care își doreau, chiar a fost fete proiecte, unii spuneau, uite, suntem interesați, dar când era vorba de salariu atunci, și din câte cunosc, au plecat peste cotare și astăzi sunt la construcții, la restaurare prin Italia și în alte țări. Și practica europeană ne demonstrează e, că este o miserie foarte cotată și, și foarte bine plătită până la urmă. Da, sigur. Este o problemă care ne caracterizează pe noi, deci și vorbeam iar și cu colegii mei de la celălalt muzeu și ne gândeam că în toamna acestui an să, muzeile naționale să inițieze niște discuții în vederea unei colaborări mai eficiente cu colegii noștri din România, în primul uh -huh. rând. Să încercăm să punem în evidență specialiștii care sunt la noi, prin organizarea diferitor seminare, ateliere, deci schimb de, de schimb de experiență. Sau... care este foarte importantă. Deci... Dar fi o soluție să de făcut o colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, spre exemplu, și de uh, sau nu știu, sigur, impus, uh... Aceste propuneri au fost făcute. Uh -huh. Sunt câte o cunosc se discută, dar o decizie finală nu s-a luat. Eu sper că lucrurile se vor schimba, dar totuși eu cred că fiecare muzeu în parte a trebuit să acționeze, trebuie să-și stabilească o agendă foarte bună, de, în primul rând de stabilirea unor relații de colaborare cu colegii noștri în România. Muzeul nostru are asemenea relații, în primul rând cu colegii de la Iași, de la Oradea, am avut expoziții comune și colaborăm în, inclusiv pe această dimensiune a restaurării și conservării de patrimoniu. Specialiștii noștri merg la unele simpozioane, conferințe la Iași, deci în fiecare toamnă le am participat și eu, deci și încercăm în asemenea să facem un schimb de experiență. Ceea ce mă bucură că specialiștii din România, deci au apreciat înalt Calificarea. Calificarea, calitățile pe care le au specialiștii din muzeul nostru, în special în ceea ce vorbim de restaurarea pieselor de lemn, restaurarea textililor și mă bucur că sunt tineri. Hm și sunt pasionați de ceea ce fac și asta cumva ne încurajează și pe noi ca să ajutăm, să-i susținem. Spuneați de expoziții care sunt la muzeu. De câte îmi realizez, sunt expoziții temporare și sunt expoziții care permanente. Ce putem noi să vizităm? Ce putem noi să vedem ca să descoperim patrimoniul cultural la muzeu? Noi suntem un muzeu care are deci, o expoziție permanentă. Unică aș spune, pentru spațiul unde ea și e apreciată, de, în special de uh -huh. cei de piste hotare. O expoziție care, dacă o urmărești foarte atent, observi cum a evoluat istoria în acest spațiu și această intercalare între istorie și, cult și natură, descoperim cultura noastră. Deci această expoziție în anii 90 98, dacă nu greșesc, 1998, deci a fost apreciată ca una din cele 10 mai bune expoziții din Europa, concept. Deoarece în anii 90 expoziția noastră de acum a pus în, a pus în discuții în spațiu public despre acele probleme cum astăzi este ecologia, schimbul, schimbările climatice care sunt astăzi, care se vorbește foarte mult atât la începutul anilor 90, de acum muzeografii de atunci au anticipat aceste lucruri și este o sală care o numim Criza, în care oamenii, dacă o privesc atent, deci observă acele schimbări, atât în domeniul mediului, cât și în domeniul cultural, deoarece schimbări au fost și în domeniul cultural, deci așa cum am vorbit în perioada sovietică, s-a încercat denaturarea valorii patrimoniului nostru, deci vorbesc aici de costum, de scoarță, de ceramică, de credințe, de religii, deci cumva s-a încercat să, să schimbe. Noi toate, toate aceste lucruri le punem în evidență și eu uh, am observat că cei care părăsesc muzeul nostru, deci cumva au o altă părere despre patrimoniul nostru, despre cultura, despre istoria noastră. Desigur, avem și expoziții permanente, uh, temporare, deci uh, practic uh, 3-4 expoziții avem temporare, multe din ele sunt în colaborare cu instituțiile din uh, România. Uh -huh. Deci, avem expoziții pentru copii, ateliere pentru copii, încercăm să ducem copiii aici în muzeu. De fapt, este o misiune importantă a instituțiilor muzeale de a atrage copiii în muzeu. Tocmai vreau să vă întreb, credeți că asta este o investiție durabilă? Sigur, dacă sigur. chem și atenționez cumva. Sigur, muzeul nostru are prezintă un interes pentru copii, deoarece este și această componentă a naturii. Uh -huh. Și cumva ei sunt atrași de animale, de păsări, dacă ați observat avem aici un schelet al dinoteriumului gigant care este unic în spațiul sud-european, mai este unul la muzeul Antipa din București, dar el ca dimensiune mm -hmm. este mai mic și ca elemente originale mai, mai puține, noi practic 99% sunt piese originale. Deci acest animal care a trăit acum 5-7 milioane de ani în acest, în acest spațiu geografic este o atracție pentru copii. Copiii îl confundă cu un dinozaur. Și este o carte de vizită a muzeului nostru. Tot mai des aud expresia de marketing muzeal. Cum credeți? Îl aplicați, nu-l aplicați? E funcțional? Pentru că, iarăși, sunt parte tot în mai multe tabere. Sunt adepții care consideră că trebuie de investit în marketing și e important să ai o imagine vizuală, identitară, să poți să atragi cât mai mult public. Sunt alții care consideră că, din contra, nu e cazul și asta este cumva prea așa apri, prea aprins, cumva ieși în evidență și poate e cazul așa, muzeul să fie mai liniștit, mai calm? Nu, eu, eu, consider că ar trebui să uităm de, aceast, de acest concept din perioada sovietică, în muzeele trebuie să fie așa instituții unde să domine liniștea, să fie praf. Uh, nu, un muzeu contemporan trebuie să fie foarte activ, trebuie să fie foarte vizibil și în muzeu să fie multe, multe acțiuni. Muzeele trebuie să devină centre social-culturale. Așa cum sunt multe din, din Europa de acum. Eu sunt adeptul unui marketing muzeal și acest lucru chiar e fixat în planul meu de activitate pentru următorii 5 ani. Acum suntem la etapa discuțiilor în vederea identificării unor, unor persoane care s-au ocupat de acest lucru, deoarece noi vorbim de marketing muzeal, dar nu avem oameni care să cunoască strategii de promovare a instituției, cum se face. încercăm și noi să învățăm din mers ascultând sfaturile specialiștilor, numai din că, din, din păcate, specialiștii nu vin la semnea salarii, deci asta este. Oamenii, de... oamenii care știu a promova o instituție, știu a promova o idee, deci ei e, e, doresc un salariu decent. Noi, din păcate, nu putem să asigurăm. Noi, deci, trebuie să fim activi, mai ales că muzeul nostru are toate condițiile pentru a deveni un centru vizibil în spațiul, nu numai în municipiului Chișinău, dar și a Republicii. Promovăm muzeul și eu cred că în următorii, în următorii ani vom avea și un specialist în domeniu care va promova, va ști cum să promoveze instituția. Deci, așa cum am spus mai sus, patrimoniul trebuie și descris, trebuie cercetat deoarece oamenii simpli, luând o, o, piesă de patrimoniu, o piesă de, de muzeu, uitându-se la ea, nu, nu o va descoperi. Din contră, va apărea mai multe întrebări. Și atât, misiunea cercetătorului este de a descrie această piesă, de a o pune pe hârtie, într-un limbaj accesibil pentru oameni. Avem și publicațiile, buletinul științific al muzeului și alte publicații care au apărut. Deci, aceste evenimente științifice contează foarte mult. Ele ne ajută deoarece este un element dispensabil al activității muzeale, activitatea științifică. Un muzeu bun nu poate fi bun dacă nu are această componentă de cercetare științifică se creează diferite centre culturale, deci prin țară oamenii încearcă să-și creeze, să creeze muzee în localități, să, sub forma unei pensiuni, centru cultural sau muzeu să Și asta ne bucură. Important este ca autoritățile locale să susțină aceste inițiative. Asta este important, deoarece în cadrul Comisiei Muzeilor discutăm, acum este procesul de acreditare a muzeilor. Deci comunitatea își dorește un muzeu, dar nu o susține. Nu, susțini financiar aveți o vedere? Financiar, fie financiar, fi administrativ, deci asta este. Eu știu că este greu și în teritoriu este foarte greu, aici la Chișinău este greu, dar unde am tot să susțin aceste inițiative, oamenii care vin cu aceste inițiative. Muzeele reprezintă și un element definitoriu în turism și în da, promovarea sigur. turismului rural, acum dacă Astăzi ne referim. A... Nu putem vorbi de cultură dacă nu, și nu vorbim de turism, sau dacă vorbim de turism, nu putem deci ambele elemente s-au interacționat atât de bine că nu mai... un turist nu vine numai să vadă Republica Moldova, el vine să vadă muzeele în primul rând, să vină... este patrimoniul? Da. și asta este? Deci, patrimoniul cultural, cumva, s-ar egala cu imaginea de țară, în primul rând? Sigur că da. Eu, fiind președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Material, am participat din mirlăcit la elaborarea dosarului Arta CMS și cu alți elemente de identitate culturală în Republica Moldova și România. Nu m-am fost implicat ca specialist în domeniu, dar, cumva, din de punct de vedere administrativ, am gestionat acest dosar din partea Republicii Moldova și știu eforturile care s-au făcut în vederea promovării acestui dosar. Acum pot să o spunem că cu două, trei săptămâni înainte de votarea propriu zis, deci România în primul rând, dar și Republica Moldova au făcut eforturi diplomatice foarte mari pentru a convinge experții și internaționale să voteze aceste dosare. Începând cu 2017, cred că am avut vreo șapte expoziții în afara Republicii Moldova. Și cea mai una din cele mai importante a fost în 2019 când în luna mai am expus la Casa Regală de Tapserie din Madrid, Spania, o instituție de prestigiu din Europa care a țesut piese pentru multe curți regale și instituții de stat din Europa. Deci a țesut Covare și alte elemente textile. Deci și am expus în această Instituția a fost pentru noi un prestigiu mare. Și ceea ce mă bucur că deși au rămas impresionați de scoarțele noastre veche. Am expus în România multe, începând cu Oradea, București, Vaslui, deci avem așa o, o, un traseu foarte bun. Și ne dorim în continuare asemenea lucruri. Ceea ce am observat eu și mă bucur că europenii, în special, și nu mai bine, deci ne descoperi pe noi ca o, pe o societate autentică, arhaică, încă. Încă nu am fost afectați de această globalizare, deci mai avem la sat, în special, cultura arhaică, autentică, deci... Nu, chiar și limbajul în care vorbim, da, și nu, de chiar și vorbim cu unii oameni, Ei, noi nu apreciem, noi nu apreciem ceea ce avem. Pare, uite, ne uităm în alte țări, uite, acolo este mai bine, este mai frumos europenii vă doresc altceva de acum. Deci ei doresc ceva autentic. Cei ce au pierdut ei, să recunoaștem că multe țări din Europa și-au pierdut din elementele de patrimoniu. S-au uniformizat. Da, deci această globalizare cumva i-a cuprins pe toți, deci au uitat de origine, au uitat de cultură, de patrimoniu și iar noi încă mai putem să ne, să ne salvăm, să spunem așa, putem să păstrăm ceea ce... Și este o oportunitate foarte bună de a atrage turiști, de a atrage vizitatori, de a atrage oameni. Asta este. Cum credeți? Pe cât de tare păstrează tinerii tradițiile și obiceiurile? Sau ei sunt cointeresați în asta? Adică asta are potențial să devină un trend sau să devină cumva un subiect de interes pentru... Patrimoniu? Patrimoniul, și, în mod special, tradițiile și obiceiurile. Mie mi se pare că ele sunt, așa, foarte. un fundament și niște piloni tare buni pentru patrimoniul cultural. Trebuie să este dreptate. Din ceea ce observ eu, din colaborările pe care le avem noi, sunt foarte mulți tineri care încearcă să cunoască patrimoniul nostru. Și, iarăși, în primul rând, angajații muzeilor Sunt foarte mulți tineri în aceste comunități nu știu dacă pot să-i dau nume, dar sunt șezătorile Basarabiei, este maestria, sunt comunități din, din teritoriu, de la Strășeni, Ciocărlie, deci sunt multe centre. La mare lor majoritatea acolo sunt tineri sau oameni până la 40-50 de ani, deci care cunosc în primul rând, dar și promovează patrimoniul cultural, material și imaterial. Deci, eu cred că tinerii vor contribui foarte mult și contribuie la asigurarea continuității patrimoniului nostru. Eu cred în aceasta, deoarece văd ce se întâmplă. Desigur, așteptăm. Un număr cât mai mare. <laughs> contribuția autorităților statului. Știm că este greu, este dificil, din punct de vedere economic, în primul rând, financiar, dar eu dar observ că tot statul începe să înțelege că anume cultura, turismul sunt elemente care ne definesc și ar trebui să investească în aceste... și investesc, dar desigur în măsura posibilităților lor. Sper mult aceste investiții să fie mai mari Așteptăm și, și noi. totuși să fie patrimoniu cultural pe cât se poate de perpetu și să păstreze forma lui autentică. Mulțumesc tare mult pentru discuție și vă doresc mult succes în activitatea profesională mai departe și vă mulțumesc pentru ea, pentru că datorită la așa oameni și la așa.